Selime, ia scalul. Du-te la Sinan și spune ce ai văzut aici. Ești liber. Tu mi-ai vorbit în două feluri. Ți-am răspuns la fel. Ce e, Radule? E casa în care ne-am născut, Maria ta. Da, ne pare bine. Lasă-o. Tot era ca în vechi. Vedeți, Maria ta! Ce-ai crezut, măicuță? Așa m-ai cunoscut-o pe mine? Că-mi pot vinde țara străinilor? Și voi? Ce-ați crezut? Că eu, Mihai Voievod, voi înghițit paharul rușinii până la capăt. De astăzi înainte, mă liberez în fața lui Dumnezeu și a voastră de orice îndatoriri și închinăciuni. Și tot așa voi libera pe acei supuși ai mei care mă vor urma. O viață avem, români, și o cinste. Deșteptați-vă, că am dormit destul.